Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că mi-ați dat ocazia să ne întâlnim acum în prag de sărbătoare binecuvântată a nașterii Domnului, când cerurile se deschid și cea mai frumoasă scară prin care omul se poate înălța la Dumnezeu o reprezintă colinda cea străbună sau colindul străbun. Eu vă mulțumesc foarte mult. În această seară o să încercăm și o să reușim cu ajutorul lui Dumnezeu și a dumneavoastră, în primul rând, dar și a corului bisericii de aici, de la dumneavoastră, un cor de oameni minunați pe care o să-i revedeți, o să-i regăsiți în această seară pe scenă și despre care Preacucernicul Părinte o să ne spună mai mult. Eu vă mulțumesc deocamdată, aștept să se aranjeze corul și revenim cu colindă tradițională românească. Bună seara și bine ați venit la concertul organizat și la Casa de Cultură. Alături de Părintele Marius Ciprian Pop, am gândit și am stabilit în acord comun cu domnul primar să spunem și noi o colindă, două, trei, corul mixt al parohiei ortodoxe din Curtici, să vestim și noi ascultătorilor. Îmi este greu acum să vorbesc aici pe scenă, sunt obișnuit cu amvonul și îmi vine să zic toți iubiți credincioși și credincioase. De aceea este greu să spun, dragi ascultători, să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți, să aveți sărbători fericite, frumoase, pline de binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a venit și aici, la Curtici, în această seară binecuvântată, prin cântecul dumneavoastră, al corului, și de aceea vreau să mai exprim o bucurie legată de faptul că în această seară am descoperit floarea cea frumoasă a orașului dumneavoastră, regăsită în acești oameni minunați din corul Bisericii Ortodoxe, pe care vă rog să-i mai aplaudați încă o dată. Oameni minunați care împreună cu părinții slujitori, împreună cu domnul dirijor, au vrut și au reușit să pună în practică, cu ajutorul primăriei și a domnului primar, să pună în practică proverbul acesta vechi românesc, care știți cum zice, dar din dar se face rai. Aici, vedeți dumneavoastră, dacă țin așa compact discul acesta, undeva reflectă lumina. E simbolic, știți? Pentru că el are și altfel de lumină. Are lumina raiului în el. De aceea, oamenii de lângă mine, de aici, de pe scenă, pot să spun despre dânsii că sunt oamenii lui Dumnezeu. L-au adus pe Dumnezeu prin colind pe acest compact disc. În dar, pentru ca darul pe care ei l-au primit de a colinda, vocile de la Dumnezeu care sunt un dar, regăsite în darul acesta pe care vi-l fac pe compact disc, să creeze raiul în sufletele și în casele dumneavoastră. Eu îl slăvesc pe Domnul pentru că le-a dat putere să cânte și celor care au sprijinit să ajute la realizarea compact discului. Îl slăvesc pe Dumnezeu și îi mulțumesc pentru că m-a făcut să fiu mai bogat întâlnindu-mă și colindând împreună cu dânsii și cu dumneavoastră. Și vă asigur de faptul că cei care veți avea în casă de sărbători această reflexie a luminii și anume acest disc, îl veți aduce pe Dumnezeu în casa dumneavoastră, la masa dumneavoastră și mai presus de toate în sufletul dumneavoastră.